Nu pretind că am ajuns undeva departe, că sunt mare, nu știu ce. Sunt un actor, am o meserie foarte frumoasă, poate cea mai frumoasă meserie din lume, care îți permite să te joci cu sufletul, cu mintea, care îți permite să bucuri niște oameni într-o seară, niște oameni care fie un pariu destul de important să-l smulgi din fața televizorului, să-l aduci la teatru, iar acolo să-i creezi niște stări și niște sentimente, să-i vinzi niște iluzii cu care el să pleci și să și revină, știi? Și să zică, da, mi-a plăcut la teatru ce am văzut în seara asta. Sunt un om care îmi primesc Oscarul în fiecare zi, aș putea spune, de câte ori merg pe stradă și văd oameni triști, împovărați, încruntați, gri, dar în momentul în care mă văd, e chestia aia, știi, că îl recunoști pe ăla de la televizor. Faptul că eu i-am ridicat colțurile gurii, i-am descrețit fruntea și m-a văzut, uite-l pe ăla, uite-l pe ăla, care de-a lungul anilor a fost, uite-l pe Zuzuc, sau uite-l pe ăla de la Loto, sau uite-l pe ăla cu bancurile, sau uite-l pe ăla cu farsele, sau uite-l pe ăla. În toate, până la urmă, tot eu sunt. Iar faptul că am reușit acelui om să-i aduc un zâmbet, fără să fac nimic, doar pentru că m-a văzut pe stradă, eu mi-am luat Oscarul atunci, în acel moment.